v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Decupaj din Realitate, o emisiune care prezintă materialele primite de la voi din toată țara și chiar de peste hotare. Toate sunt decupate din realitate și transmise aici pe Alfa Omega TV. Vrei să știi cum să-ți descoperi vocația? Marian Iancu ne dă exemple ale unor oameni de succes care au reușit, dar și idei despre cum putem să ne descoperim fiecare dintre noi potențialul. Urmărim o coproducție Pro Veritas și Engage. Bun găsit la cursul care te provoacă să îți descoperi vocația. În această lecție vom vorbi despre valori. Vei afla ce sunt acestea și cum te poate ajuta cunoașterea lor în dobândirea succesului personal. Dar înainte de a începe, să ascultăm părerile despre valori ale unor oameni care și-au descoperit vocația. Îmi doresc să fiu un om integru din toate punctele de vedere. Îmi doresc să fiu corect, punctual, mai ales în domeniul în care lucrez, să respect angajații pe care i-am, să-i plătesc la timp, să-i plătesc conform muncilor. Și am făcut asta de 15 ani de când am angajați, ceea ce mi-am impus mie, la rândul meu am impus angajaților mei. Noi, ca să avem un viitor, trebuie să ținem la această valoare, deci punctualitate, calitate, respectul în cadrul firmei mele, ca și într-o familie. Când trăiești mai mult într-o colectivitate, apar disensiuni, apar probleme, e foarte important să știi să depășești toate acestea. Creativitatea, eficiența, educația, colaborarea, ajutarea celorlalți. Valorile organizației se pliază pe valorile mele. Cred în eficiență, în dezvoltare, în sprijinirea educației, de aceea și sunt de atâta vreme în această organizație. A fi sincer îți definește meseria, indiferent care ar fi ea. Îți construiești sau îți dărâm cariera prin valorile pe care le ai sau nu le ai. Simplitatea e cea care îți dă mesajul cel mai puternic. Aș defini-o ca fiind un pilon de bază în creație. O valoare personală este corectitudinea, în primul rând, și punctualitatea în ceea ce faci, mai ales într-o societate atât de dinamică cum este cea în care trăim noi, este foarte important să ai respect pentru timpul tău și pentru timpul celorlalți. Și pe de altă parte, cred că un principiu pe care, din experiență, l-am extras și îl pun în aplicare și pe cât posibil încerc să-l transmit și elevilor mei, este acela de a face ceea ce îți place, în primul rând. Consider că valorile pe care le promovează ca instituție, Colegiul Național Mihai Pocălnicianu, sunt în concordanță cu ceea ce mă caracterizează pe mine ca persoană și ca profesor. Eu pretind că aș fi un individ conștiincios, serios, uneori poate mă iau prea mult în serios și iau și pe alții de asemenea prea mult în serios. Îmi place să fiu activ și pe lângă ceea ce fac în profesia mea, îmi place să citesc, să călătoresc și să scriu. Mi-am dorit din copilărie să fiu jurnalist. Mi-am dorit din copilărie să scriu, mi-imaginam că voi lucra în presa scrisă, s-a întâmplat să ajung să lucrez în televiziune și mă simt ca peștele în apă. Prin urmare, calitățile și defectele mele sunt adaptate sau am fost nevoit să le adaptez profesiei pe care, așa cum vă spuneam, o îndrăgesc cel mai mult. Corectitudinea, punctualitatea, care este foarte importantă, permanenta muncă cu tine însuți, pentru că este o meserie în care nu te oprești din lucru atunci când ai plecat acasă, ci tot timpul te gândești la personaj, la ce ai de făcut, la indicațiile pe care ți le-a dat regizorul, la spectacolul în sine. Un spectacol nu este un produs mort care iese la public și din momentul ăla s-a terminat lucrul la el. Așa ar fi ideal. Un spectacol este
Este o operă, o lucrare unde noi în permanență muncim ca să o perfecționăm și ca să iasă din ce în ce mai bine de fiecare dată când o prezentăm la public. Credința în lucru pe care îl faci bine. Până să ajung la un rezultat, a trebuit să derulez o serie de acțiuni care s-au propagat pe parcursul a 2-3 ani, până să ajung la un rezultat final. Deci, cumva aici e și sârguința și perseverența și onestitatea în relațiile cu ceilalți, profesionalismul, dăruirea, devotamentul, toate acestea pot fi puse în cumul pentru a ajunge, știu eu, la o carieră de succes. Cred că, în primul rând, dragostea față de oameni și compasiunea și dorința de a contribui la un bine social. Îmi place să mă simt parte din acest întreg de oameni care pot să producă o schimbare. Cred că sunt o persoană care are o verticalitate care m-a ajutat să fac ceea ce fac. Sunt o persoană constantă, loială, perseverentă, foarte aplecată spre ceilalți, spre oameni. Organizația are valori care corespund cu valorile mele, da? Deci respectul pentru ceilalți, împuternicirea, valorizarea, compasiunea, dragostea, integritatea, transparența, adică valori care corespund cu valorile mele personale și asta m-a ajutat foarte mult. Cred că un prim criteriu ar fi familia, respectul. Respect pentru orice, pentru omul de lângă tine, pentru student, pentru familie, pentru coleg, pentru valori. În general, cred că percepția vis-a-vis de mediul academic este una de rigiditate. Dar cred că mai contează și omul și echipa. Încercăm să insuflăm studenților noștri concepte precum valoare, respect pentru valoare, colegialitate, diversitate, gândire critică. Cred cu tărie în importanța respectării angajamentelor luate. Cred de asemenea în recunoașterea meritelor, în asumarea răspunderii și eu am un principiu după care mă ghidez în viață, care spune că sunt dispus să muncesc pentru toate pentru care mă rog. Cred că e valabil pentru orice domeniu, oriunde ai lucra. Valorile personale să corespundă cu valorile organizației în care îți desfășori activitatea. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, apar un soi de conflict. Îmi place să descoper tot timpul expresii noi, tipologii noi. Îmi place foarte mult portretul. Îmi place să desenez. Și, după cum spuneam, tipologii noi, expresii noi de fețe, de fizionomii. Mă pasionează de mic anatomia, studiul corpului uman, dar și celelalte elemente înconjurătoare din natură. Am pornit de la ideea pe care mi-a transmis-o primul meu antrenor de a câștiga în mod cinstit și de a reuși să te organizezi și să pierzi în mod civilizat. Asta fiind baza pe care am construit eu restul valorilor. Deci, tot ce faci, nu numai în tenis în viață, trebuie să faci în mod cinstit. Să știi să recunoști când cineva este mai bun decât tine, să știi să apreciezi când cineva este mai bun decât tine, să știi să dai totul ca să devii cea mai bună persoană care poți să devii, dar în același timp să știi să apreciezi și pe cei din jurul tău. Ca și creștin, integritatea, onestitatea, faptul că cineva se poate avea încredere în tine este unul din valorile cele mai importante pe care le am în viața mea. Consider că eu, având afacerea mea, afacerea pe care o dezvolți ar trebui să fie o extensie a caracterului tău. Deci, automat imprim
afacerii pe care o am, calitățile caracterului pe care, pe care l-am, practic. Sunt foarte legate una de alta. Nu poți să fii ca și persoană într-un fel și să faci afaceri în alt fel. Sunt prea legate unele, nu le poți separa. Integritate în tot ceea ce înseamnă relații, modul în care mă raportez. O altă valoare e comunicarea. Există o multă lipsă de comunicare sau o comunicare defectuoasă în relațiile organizații, între departamentele unei organizații, între oamenii din cadrul organizației, și asta duce multe probleme, se pot denatura de aici. Și o altă valoare e ceea ce aș vrea eu ca mie oamenii să-mi facă, lucrul ăla vreau ca eu să îl fac. Valorile organizației în care lucrez trebuie să fie asemenea. Dacă nu sunt, atunci trebuie eu să mă retrag, trebuie eu să caut să merg în altă parte. Nu, valorile nu sunt ceva la care să renunți în funcție de situație. De obicei spunem că valorile sunt credințele sau principiile morale care stau la baza comportamentului tău. Ori de câte ori emiți o judecată de bun, rău, drept, nedrept, corect, incorrect, cu privire la cuvintele rostite sau acțiunile întreprinse de alții, ori de tine însuți, emiți acea judecată în baza propriului tău sistem de valori. Dicționarul explicativ oferă următoarea definiție pentru valoare. Proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important. Adevărul, binele, frumosul. Însemnătate, preț, merit. Imaginează-ți acum că ești în tramvai, în drum spre casă, doi călători mascați se așează în spatele tău și din câteva mișcări rapide și brutale te imobilizează, îți leagă mâinile la spate, te leagă la ochi, te trăsc spre ușa tramvaiului și așteaptă stația pentru a te lua cu ei. Ce vei face? Vei sta liniștit așteptând să vezi ce se întâmplă? Te vei gândi că acești oameni sunt liberi să facă ce vor? Nu cred. Vei emite pe loc o judecată în mintea ta și vei acționa în consecință. Vei lupta pentru libertatea ta. Vei striga și te vei zbate să scapi din mâinile lor, chiar dacă va trebui să îi lovești. Vei cere celorlalți călători din tramvai să fie de partea ta și să te ajute să-ți recapeți libertatea. De ce? Pentru că libertatea este o valoare nu numai pentru tine, ci pentru orice om rațional, indiferent de locul și timpul în care trăiește. Este o valoare absolută. Cu toate acestea, există și valori relative, valori care sunt valabile pentru o persoană, un grup, o organizație sau chiar o națiune, într-o anumită perioadă de timp, dar nu sunt general valabile în toate locurile și în toate timpurile. În continuare vom analiza câteva exemple. Dacă ești student, școala este pentru tine o valoare. Dacă ești sportiv de profesie, antrenamentul este pentru tine o valoare. Dacă ești om de știință, cercetarea este pentru tine o valoare. Și dacă ești doctor, medicina este pentru tine o valoare. Google a scris pe pagina de internet 10 principii sau valori despre care îi spun că sigur sunt adevărate. Utilizatorul este pe primul loc, restul vine de la sine. Este mai bine să te ocupi de un singur lucru foarte, foarte bine. Mai bine, mai repede. Democrația funcționează pe internet. Nu întotdeauna ești la birou când ai nevoie de un răspuns. Se pot câștiga bani fără a face rău nimănui. Cantitatea de informații crește în continuu. Nevoia de informare depășește orice graniță. Haina nu face pe om. Foarte bine nu este de ajuns. Sigur că sunt adevărate pentru ei în secolul 21, dar pentru un om din secolul 19, multe dintre aceste principii de bază nu aveau niciun sens. Și nu numai pentru un om din secolul 19, dar și pentru un om contemporan care nu are nimic de a face cu internetul și calculatoarele. Multe dintre aceste valori nu au nicio importanță. Toate organizațiile au un sistem de valori în baza cărora își formulează strategia și iau decizii. Majoritatea își scriu aceste valori pe website-ul organizației. Devotamentul angajaților față de valorile companiei este esențial pentru succesul acesteia. Este deosebit de important înainte de a decide că vrei să lucrezi pentru o organizație să conștientizezi care sunt valorile tale individuale și apoi să vezi dacă vei putea să fii devotat valorilor organizației respective. Dacă mediul înconjurător este o valoare pentru tine, este de preferat să nu te angajezi într-o companie care poluează mediul. Altminteri, acțiunile tale vor fi contrare cu valorile tale și nu vei putea să fii un om integru. Mergând puțin mai departe, să vorbim despre integritate. Integritatea este unitatea de bază a caracterului.
Integritatea are de-a face cu existența unei corespondențe între valorile interioare ale unei persoane și cuvintele și acțiunile ei exterioare. Ești integru atunci când cuvintele și acțiunile tale se suprapun în tocmai valorilor tale individuale. Andrew Seidel identifică 4 forme de lipsă de integritate. Prima, neconcordanță verbală sau lipsă de onestitate, care se manifestă atunci când acționezi potrivit cu valorile tale, deși cuvintele tale spun cu totul altceva. 2. Neconcordanță la nivelul acțiunilor sau lipsa curajului. Se manifestă atunci când îți exprimi valorile prin cuvinte, dar acționezi într-un mod cu totul diferit. 3. Neconcordanță personală sau sindromul politic. Se manifestă atunci când cuvintele și acțiunile tale sunt în contradicție cu valorile tale. 4. Lipsă totală de integritate. Se manifestă atunci când valorile, cuvintele și acțiunile se contrazic. Iată acum tabelul de valori personale conform celor 10 grupe ale lui Shalom Schwartz. Valorile au fost descoperite în urma unui studiu pe 64.271 de persoane din 68 de țări. Puterea. Orientarea spre a deține un prestigiu social înalt, spre a deține controlul asupra celorlalți oameni și resurse. Aceasta se manifestă prin recunoaștere socială, bogăție, putere socială, autoritate, păstrarea imaginii personale în public. Realizarea. Orientarea spre a obține succesul personal prin demonstrarea de competențe și merite în conformitate cu standardele sociale existente. Atingerea de obiective cât mai înalte, mai rar atinse de alții, este considerată a fi mai valoroasă. Aceasta se manifestă prin influență, succes, ambiție, abilitate, inteligență. Hedonismul. Orientarea către a obține gratificații și satisfacții ținând de plăcerea personală. Se manifestă prin bucuria de a trăi, indulgența cu sine și plăcere. Stimularea. Similară hedonismului, însă orientată explicit spre derivarea de gratificații și plăcere din lucruri noi, extrem de dificile. Cei puternic orientați în această direcție vor fi, de exemplu, mai motivați de practicarea unui sport extrem sau de consumul unei cine exotice decât de o vacanță la Marea Neagră sau de consumul unei ciocolate fine. Aceasta se manifestă prin îndrăzneală, varietate în viață, senzații tari. Autodirecționarea, orientarea spre a fi independent, spre a avea controlul asupra propriei vieți, spre a cunoaște, crea, inova, explora. Se manifestă prin libertate, curiozitate, independență, creativitate, alegerea propriilor obiective, intimitate și respect de sine. Universalismul, orientarea spre toleranță, înțelegere, armonie cu alți membri ai societății și cu natura. Se manifestă prin comuniune cu natura, o lume frumoasă, o lume pacifistă, înțelepciune, egalitate, liniște sufletească, protecția mediului, dreptate socială. Benevolența, preocuparea pentru bunăstarea altora, mergând până la orientarea către filantropie, ajutorarea necondiționată a tuturor semenilor. Se manifestă prin dragoste matură, o viață cu sens, o viață spirituală, responsabilitate, loialitate, prietenie adevărată, onestitate, iertare. Tradiționalismul, orientare către respectarea normelor și valorilor existente, repetarea lucrurilor mergând pe căi bătute, conservatorism, respingerea schimbării. Se manifestă prin umilință, detașare, respect pentru tradiție, credință, moderație, acceptarea soartei. Conformismul, orientare către respectarea unor reguli, structuri și ierarhii clare, obediență. Se manifestă prin autodisciplină, respect pentru bătrâni, politețe. Securitatea sau orientarea către stabilitate, siguranță, armonie a propriei persoane, relațiilor în care este implicată, a societății în ansamblul ei, către confortul oferit de existența unor forțe care să protejeze această siguranță. Se manifestă prin înclinația către sănătate, siguranța familiei, ordine socială, curățenie, întoarcerea favorurilor, securitate națională, sentimentul de apartenență. Pentru a vedea unde te situezi în lista de valori descoperite de Schwartz, realizează exercițiul din josul paginii după finalizarea lecției video. În finalul acestei lecții, îndrăznește să gândești puțin mai departe, încercând să răspunzi la câteva întrebări de aprofundare. De unde vin valorile absolute? Ce este conștiința? Care sunt consecințele lipsei de integritate? Ce vei face dacă angajatorul tău îți va cere să vorbești sau să acționezi în dezacord cu valorile tale? Există multe variante de răspuns date la aceste întrebări. Unii susțin că nu există valori absolute, principii prime, ci doar valori general acceptate de societate. Alții susțin că există o conștiință a binelui și a răului, în fiecare ființă umană. Unii susțin că această conștiință a fost dată omului de către Dumnezeu. Alții susțin că această conștiință a evoluat de-a lungul a milioane de ani, odată cu ființa umană și prin urmare este un produs al timpului și al șansei.
Majoritatea sunt de acord că lipsa de integritate presupune să acționezi împotriva valorilor tale. Unii oameni consideră că lipsa integrității este benefică, atât timp cât îți atingi scopurile. Alții o văd ca pe o greșeală față de semenilor și cred în existența unor consecințe. Caracterul este o latură a personalității tale, care se dezvoltă prin deprinderea de a te comporta într-un anumit fel, în acord sau dezacord cu valorile tale. Temperamentul este o altă latură a personalității tale, moștenită pe cale ereditară, care ține de stil și inclinații născute. În lecția care urmează te invit să explorezi mai mult această latură a personalității tale, temperamentul. Până data viitoare te provoc să descoperi mai departe care sunt valorile tale și cum te poate ajuta înțelegerea lor la dobândirea succesului personal. Marin Bloș, de la Biserica Creștină Noua Generație, ne povestește cum a fost el pregătit de Dumnezeu să intre în lucrare, dar și ce presupune implicarea și slujirea noastră. Ce înseamnă să fii trimis? Aflăm din materialul următor. Când l-am întâlnit pe Iisus, aveam 16 ani jumate, undeva pe acolo. Și atunci am primit un cuvânt profetic în care Dumnezeu îmi spunea că m-a plantat în grădina Lui, voi crește mare, voi aduce roade mari și bune la gust și, El mă va folosi în împărăția Lui. Atunci a fost, părerea mea atunci a fost confirmarea chemării mele, dar n-a fost trimiterea, a fost confirmarea chemării. Din punctul acela și până când am ajuns la 30 de ani, a fost pregătirea mea. A fost un proces destul de lung de pregătire. La 30 de ani am fost trimis ca să fac ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac, să cresc mare eu. Dumnezeu întotdeauna e întâi despre tine. Lui nu-i pasă de ce ai așa de mult bunuri, ci îi pasă de cine ești. El vrea să se ocupe întâi de tine, de caracterul tău, de personalitatea ta, de viața ta. Vrea să se ocupe de tine ca să te pregătească pentru trimitere. Dumnezeu niciodată nu o să te trimită fără să te pregătească. Și apoi, după ce am fost trimis, am început să învăț să funcționez în chemarea și darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Și sigur a fost un proces destul de lung, dar în 2001, când am început efectiv Biserica Creștină Noua Generație, am plantat această biserică, ăla a fost momentul în care Dumnezeu a folosit doi pastori care au venit și m-au uns, s-au rugat peste mine și m-au trimis ca să îmi împlinesc chemarea. E foarte important să știm că este un proces în care noi avem nevoie să ne implicăm, să ne lăsăm formați. Dacă mă las format, dacă te lași format în proces, atunci procesul poate să dureze mai puțin. Dacă nu te lași format, procesul poate să dureze mai mult. Până când te vei lăsa format ca să-ți împlinești chemarea. Și vreau să privim un pic la Pavel, când el efectiv s-a lăsat trimis de Dumnezeu. În Fapte 13, de la 1 la 3, spune: în biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători. Important de observat că nu spune că erau apostoli acolo. Erau profeți și învățători. Deci Pavel nu era apostol în momentul acela. Și nici Barnaba nu era apostol. Ei n-au fost recunoscuți încă. Și spune: Barnabas, Simeon, numit Niger, Lucius din Cirena, Manaen, care fuseseră crescuți împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. După toți, mai era și Saul pe acolo.
Deci nu era apostolul Pavel, era și Saul. Ca și cum, no, mai este încă unul. Și ei ce făceau aici? Ei erau parte din biserica locală. Făceau parte din biserica locală și slujeau, spune, în timp ce slujeau ei Domnului, ei slujeau Domnului în biserica locală. Slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis. Practic, atunci le-a zis Duhul Sfânt. În timp ce slujeau în biserica locală și posteau. Duhul Sfânt nu o să vină să te trimită dacă tu nu slujești întâi în biserica locală. Dacă nu ești aici, trup, suflet, Duhul Sfânt n-o să vină la tine și să zică, pastorii trebuie să te trimită. Mai întâi trebuie să slujești aici. Și Duhul Sfânt zice, puneți-mi deoparte pe Barnabas și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, așadar fiind trimiși de Duhul Sfânt. Practic, Duhul Sfânt te trimite, dar Duhul Sfânt folosește autoritatea. Vedeți? Folosește sistemele dintr-o biserică. Nu trimite pe cineva, îl ia așa individual și zice, no, hai că pe tine te trimit. Folosește structura, folosește autoritatea. S-au coborât la Seleucia, iar de acolo au plecat pe mare spre Cipru. Practic, aici vedem foarte clar procesul în care a fost Saul. El a fost chemat, apoi a fost o perioadă de 13 ani în care Saul a fost pregătit să devină Pavel. 13 ani. Și Biblia, tot în fapte de la 9 la 12, vorbește despre faptul că Saul a fost, intra și ieșea împreună cu ucenicii. A petrecut timp în biserica locală. Ce făceau ucenicii, făcea și el. De aceea e important să te unești cu ucenicii. Nu poți fi trimis dacă nu ești ucenic. Și să te implici în... Deci el a fost chemat, apoi pregătit 13 ani și în cele din urmă a fost trimis ca să slujească ca și primul misionar al bisericii creștine, ca unul dintre primii misionari ai bisericii creștine. Cei mai mulți dintre noi suntem aici pentru că Pavel și Barnaba au predicat Evanghelia. Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Decupaj din Realitate. Așteptăm materialele voastre la adresa info@alfaomega.tv. Vă încurajăm să fiți parte din echipa noastră în felul acesta, să vi luați un eveniment sau un mesaj din biserica sau orașul vostru și să ne-l trimiteți. Cu siguranță o să-l folosim în una din emisiunile noastre. Sunt Adina Muntean, pe săptămâna viitoare la Decupaj din Realitate.